și altarul mielului dumnezeiesc. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, fii Tu ajutorul meu. Vineri, a treia zi, Apostolului Mare. Suntem prezenți la Sfânta Jertfă a altarului, pentru a cere iertare lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, pentru a cere binecuvântarea Sa, care să fie permanent prezentă împreună cu noi. Vom medita împreună la patima Domnului, în cadrul predicii care va fi ținută tematic în timpul postului mare. De asemenea, suntem și în novena către Preasfânta Inima lui Iisus. Patru confesori sunt pregătiți și vă așteaptă pentru cei care doriți să vă reconciliați cu Dumnezeu. Acum, la începutul Sfintei Liturghii, ne recunoaștem păcatele pentru a beneficia de Harul Mântuitor al lui Hristos. Ne vom ruga și pentru odihna veșnică a răposatului Ionuț. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Să ne rugăm! Te rugăm, Dumnezeule prea bun, să ne însoțești fără încetare cu binecuvântarea Ta în timpul sfânt al postului pe care l-am început, pentru ca faptele noastre de pocăință să fie săvârșite cu toată sinceritatea și iubirea, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amen. Lectura întâi. Citire din cartea profetului Isaia. Așa spune Domnul Dumnezeu, strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și fă cunoscute poporului meu nelegiuirile lui și casei lui Iacob păcatele sale. Pe mine mă caută zi de zi și căile mele doresc să le cunoască, ca un neam care face dreptatea și nu părăsește judecata Dumnezeului său. Cer de la mine judecata dreaptă și le place să se apropie de Dumnezeu,
De ce să postim dacă Tu nu vezi? De ce să ne umilim suflete dacă Tu nu iei în seamă? În ziua când postiți, voi vă preocupați de afaceri și îi oprimați pe toți muncitorii voștri. Iată, postiți între certuri și dispute și ca să loviți cu pumnul nelegiuirii. Nu mai postiți ca astăzi, ca să se audă glasurile voastre pe înălțimi. Oare că aceasta este postul care îmi place? Sau ziua când omul își umilește sufletul, să-și aplece capul ca trestia și să-și spună sac și cenușă? Pe acesta îl numești tu post și zi plăcută Domnului? Oare nu acesta este postul pe care l-am ales? Dezleagă lanțurile nelegiuirii, desfă legăturile jugului, trimite-i liberi pe cei zdrobiți, înlăturați orice jug. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adu-i în casa ta pe săraci fără adăpost, când vezi un om gol, îmbracă-l și nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta se va arăta repede. Dreptatea ta va merge înaintea ta și gloria Domnului te va păzi din spate. Atunci îl vei chema pe Domnul și El îți va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă, cuvântul Domnului. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o desprețui. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o desprețui. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșile de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Căci recunosc fără de legea mea și păcatul meu stă purur înaintea mea. Numai împotriva ta am păcătuit și ce rău înaintea ta am săvârșit. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o desprețui. Pentru că jertfele nu-ți sunt plăcute și chiar dacă ți-aș aduce arderi de tot, nu te-ar mulțumi. Jertfa mea, Dumnezeule, este Duhul smerit. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețuri. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețuri. Căutați binele și nu răul ca să trăiți. Astfel Domnul Dumnezeul Sabaot va fi cu voi. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne! În acel timp s-au apropiat de Iisus discipolii lui Ioan și i-au spus: de ce noi și farizeii postim mult, iar discipolii tăi nu postesc? Iisus le-a spus: pot oare nuntașii să plângă atâta timp cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Cuvântul Domnului. Laudă ție,
lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, mai aveți cenușa pe cap, cenușa de miercuri seara, sau între timp a dispărut? Dacă, în schimb, aveți în auz încă acele cuvinte ale preotului care v-a spus atunci convertește-te și crede în Evanghelie, atunci înseamnă că ritul impunerii cenușii chiar dă roade în viața ta. Am văzut miercurea trecută tema convertirii, care înseamnă în esență a-ți schimba mentalitatea, modul de a gândi, o schimbare care duce și la o transformare a modului nostru concret de a trăi. Îți schimbi mentalitatea, îți schimbi și modul concret de a trăi. Pentru această seară vă propun o a doua temă pe care o intitulez Misterul Păcatului. Și nu am spus păcatul, ci misterul păcatului. Deoarece, deși toți avem o idee despre ceea ce înseamnă păcatul, în realitate, din dinamismul păcatului, legile care guvernează păcatul, toate acestea ne rămân în mare parte ascunse. Și bineînțeles că descifrarea acestor mecanisme ale răului depinde foarte mult de discernământul la care a ajuns fiecare dintre noi în domeniul vieții spirituale. De aceea prefer să vorbesc despre misterul păcatului. Pentru că păcatul în sine e ceva misterios care acționează în viața fiecăruia dintre noi. De fiecare dată când vrem să înțelegem aceste lucruri bine, e important să pornim de la o perspectivă biblică. Iar în Biblie există trei cuvinte prin care este desemnat păcatul. Primul termen este termenul hatat, în limba ebraică, un termen care înseamnă a rata o țintă. Păcatul este, din această perspectivă, un fel de aberație, un fel de rătăcire care ne îndepărtează de Dumnezeu și de ceilalți oameni. Al doilea termen este termenul avon, care redă ideea de a strâmba ceva, de a curba ceva, a săvârși, de exemplu, o strâmbătate. Termenul avon. Avem impresia de un fel de deviere. În loc să mergi pe o cale dreaptă, calea se strâmbă. Al treilea termen cu care Biblia desemnează păcatul este termenul peșa. Un termen care desemnează revolta. De obicei, revolta unui vasal împotriva suveranului. Dar în context biblic, revolta omului, pe care Victor Hugo îl numea piticul titan. Suntem niște pitici, dar ne dăm titani și ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu și împotriva planurilor sale. Iată cum etimologia biblică ne ajută să înțelegem ce înseamnă păcatul. Cunoașteți cu toții istoria din Cartea Genezei, cu căderea primilor oameni, când Adam și Eva mănâncă din pomul oprit. Cum putem interpreta gestul lor? Pe de o parte, e vorba de un gest de neascultare, dar în realitate ei au intenționat altceva. Ei au voit să fie ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. După cea mai obișnuită și cea mai probabilă interpretare, această formulare biblică vrea să spună următorul lucru. Că oamenii au încercat să se substituie lui Dumnezeu. Adică să decidă ei ce este bine și ce este rău. Să decidă asta după bunul lor plac.
Păcatul primilor oameni înseamnă, în esență, refuzul omului de a depinde de cel care l-a creat, omul în felul acesta pervertind acea relație de armonie de la început cu Dumnezeu și cu ceilalți. Iar consecințele păcatului originar sunt dezastruoase. Familiaritatea dintre om și Dumnezeu este distrusă și acest lucru afectează și relația dintre un om și celălalt. Să vedem câteva exemple din Biblie în care ne putem da seama ce înseamnă păcatul și cum acționează păcatul. Dumneavoastră știți că în Biblie nu găsim numai pilde de să spunem, de edificare spirituală. În Biblie găsim și o serie întreagă de istorii nu prea pilduitoare despre personaje biblice. Și asta se întâmplă pentru că Biblia nu pune niciodată sub preș mizeria omului, ci arată omul așa cum este în realitate. Omul cu înălțimile sale și cu căderile sale. Omul cu latura sa frumoasă, minunată, sublimă și omul cu mizeriile, cu păcatele, cu răutățile sale. E imaginea omului real. Să ne gândim la istoria lui Cain și Abel. Sunt membri din prima familie umană. Conform Bibliei, în prima familie umană s-a comis prima crimă, prima omucidere. Ce anume l-a determinat pe Cain să facă acest lucru? Ce l-a împins la un astfel de gest? Să ne gândim la regele David. Era rege. După obiceiul timpului, avea mai multe soții. Se putea pe vremea aceea. Avea mai multe soții, dar nu i-a fost de ajuns. Într-o seară, pe când se plimba pe terasa casei, o vede pe Batșeba, soția unui demnitar de-al său, o cheamă la el, comite adulter, și apoi, după ce încearcă să mușamalizeze faptul și nu-i reușește, poruncește ca soțul Batșebei, Urie, să fie lăsat să moară pe câmpul de luptă. Omul cel mai de încredere, omul care a mers să lupte pentru rege, este acum ucis din porunca lui David. Ce a fost în mintea lui David? Ce a fost în inima lui când a săvârșit aceste lucruri? Ce l-a împins să facă aceste lucruri? Acum, când Biblia ne povestește aceste lucruri, să știți că nu o face pentru a crea noi nu știu ce impresie, pentru a șoca. Și nici nu ne pune în gardă, vă avertizăm că urmează scene care vă pot afecta emoțional. Cum auzim de 70 de ori pe zi la posturile de televiziune, de dimineață până seara, care caută istorii șocante pentru a atrage atenția noastră. Biblia nu are nevoie de audiență. Biblia nu caută rating, ci Biblia povestește lucruri prin care ne ajută să înțelegem ce este omul, cine este omul, cine suntem noi. Nu e interesată în primul rând de Cain și de David și de generația potopului, ci este interesată să ne învețe lucruri despre noi și despre structura noastră interioară și despre ceea ce se întâmplă în noi. Să reconsiderăm istoria lui Cain și Abel. Ce l-a determinat pe Cain să facă acel lucru oribil, să-și ucidă fratele? Ce se întâmplă acolo? Cain și Abel aduc o jertfă Domnului, fiecare câte o jertfă. Domnul privește la jertfa lui Abel și o primește, dar la jertfa lui Cain nu se uită. Și atunci Cain se mânie pe fratele său. Și Dumnezeu îl avertizează, îi spune: de ce te-ai mâniat și ai fața posomorâtă? Noi traducem așa, fața posomorâtă, dar textul biblic spune: ți-a căzut fața. De ce ți-a căzut fața?
Dacă faci binele, nu-i așa că poți ține fruntea sus? Dar dacă nu faci binele, păcatul stă cuibărit la ușă. El caută să te domine, dar tu trebuie să-l stăpânești. Dar Cain nu ascultă de glasul Domnului. Nu stăpânește păcatul care era cuibărit la ușa sa, ci dă ascultare păcatului și își ucide fratele. Ce l-a făcut să facă acest lucru? Păcatul cuibărit la ușa sa. Să ne gândim la istoria potopului. Acolo, după mărturia biblică, de la Cain încoace, răutatea se răspândește pe pământ. Ce zice Scriptura? Domnul a văzut că răutatea omului pe pământ era mare și că toate gândurile plănuite de inima omului erau rele tot timpul. Nu numai din când în când, tot timpul. Domnului i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și a spus Domnul, îl voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat. De ce este dezgustat Dumnezeu? De răutatea omului și de toate gândurile plănuite de inima lui, care erau rele tot timpul. Să reconsiderăm istoria lui David. Ce l-a determinat pe David să facă acele lucruri foarte rele? Aflăm acest lucru în momentul în care Natan, profetul, un fel de, să spunem, de ghid spiritual al regelui, vine și arată regelui gravitatea faptelor săvârșite. Și atunci regele David rostește celebrul psalm Miserere, ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta îndurare și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Și spune mai departe, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Căci iată, în nelegiuire m-am născut, spune David, și în păcat m-a zămislit mama mea. Aici nu e vorba despre procreerea lui David, procreerea care ar fi fost un păcat. Nu despre asta vorbește Biblia. Aici apostolul Paul, aici psalmistul și David vorbește de firea păcătoasă a omului. În păcat m-a zămislit mama mea, adică m-a zămislit cu condiția păcătoasă și de aceea ajung să comit astfel de lucruri. Aceste texte din Biblie nu vorbesc în primul rând despre Cain și despre David, ci vorbesc despre noi și vor să ne învețe lucruri despre noi. Apostolul Paul, în scrisoarea către romani, oferă la un moment dat o culegere de texte, mai ales din psalmi, care demonstrează păcătoșenia omului. Și spune acolo Paul, nu este drept nici măcar unul. Nu este nimeni înțelept. Nu este nimeni care să-L caute pe Dumnezeu. Toți au rătăcit, spune Paul. Împreună au ajuns niște stricați. Nu este nimeni care să facă binele. Nu este nici măcar unul. Vă aduceți aminte episodul acela cu femeia adulteră adusă la Iisus, când cei care au prins-o în adulter o aduc la Iisus și îi spun, Moise, ne-a spus ca pe astfel de femei să le ucidem cu pietre. Tu ce părere ai? Și Iisus se apucă să scrie pe pământ. Și văzând că insistă, Iisus se ridică și spune, acela dintre voi care este fără de păcat, să arunce primul cu piatra în ea. Ne credem uneori că Iisus spune acela dintre voi care este fără păcatul adulterului să arunce primul. Nu, Iisus nu spune asta. Și textul grecesc ne ajută să înțelegem ce a voie să spună Iisus. Spune, cine dintre voi este anamartolos? Anamartolos înseamnă fără de
păcat, simplu, punctual. Cine dintre voi este neatins de păcat? Cine dintre voi niciodată nu a experimentat atingerea păcatului? Acela să arunce primul. Și spune textul că când au auzit, au plecat unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, pentru că acumulaseră mai mult în desaga de păcate. Și n-au putut să lovească cu pietre în acea femeie. Iubiți credincioși, noi știm că venirea lui Iisus în lume a schimbat radical condiția omului cu privire la păcat. Prin jertfa sa pe cruce, Iisus Hristos ne-a împăcat cu Tatăl Ceresc și ne-a dat posibilitatea să ne împăcăm cu Tatăl, să ne îndreptățim și să ne mântuim. Și despre acest lucru vom medita la timpul potrivit, dar ceea ce vreau să reliefez în această seară este că chiar și noi, cei care am primit botezul, care am primit viața lui Hristos, care am primit harul Său, în noi totuși, consecințele păcatului originar mai persistă într-o anumită formă. Mai există în noi acele mici rădăcini, acele, să spunem, particule care ne fac, într-un fel sau altul, să cădem în păcat. Iată ce spune Apostolul Ioan comunității sale și vorbea unor creștini care l-au primit pe Hristos în viața lor. Dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm pe noi înșine, iar adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este fidel și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nedreptate. Dar dacă spunem că nu am păcătuit, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Iar cuvântul Lui nu este în noi. Iar Apostolul Paul, care era atât de înaintat în cunoașterea lui Hristos, încât poate să spună, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, are într-o pagină din scrisoarea către Romani niște cuvinte uimitoare. Ascultați ce spune Apostolul Paul și o spune nu despre el numai, ci și despre noi. Spune el, dar știu că în mine, în trupul meu, nu locuiește nimic bun. Pentru că voința este prezentă, dar puterea de a face binele nu. Căci nu fac binele pe care îl vreau, ci săvârșesc răul pe care nu-l vreau. Așadar, dacă ceea ce nu vreau, aceea fac, nu mai sunt eu cel care fac, ci păcatul care locuiește în mine. O spune Apostolul Paul. Prin urmare, spune el, găsesc legea aceasta în mine. Vorbește de o lege. Asta înseamnă că are efecte. Legea aceasta în mine, când vreau să fac binele, mi se prezintă răul. Pentru că după omul lăuntric îmi găsesc plăcere în legea lui Dumnezeu, dar văd o altă lege în mădularele mele, care luptă împotriva legii minții mele și mă ține sclav prin legea păcatului care se află în mădularele mele. Om nefericit ce sunt, cine mă va elibera de acest trup al morții? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, deci cu mintea slujesc legea lui Dumnezeu, dar cu trupul legea păcatului. Uneori se exagerează acest pasaj al lui Paul în sensul că omul ar fi sfâșiat într-un fel lăuntric de două forțe care se luptă în el. Paul vrea să evidențieze în primul rând acest lucru. Da, în noi este la lucru o lege a păcatului. Dar spune el, mulțumită lui Dumnezeu, prin Hristos eu slujesc cauza lui Dumnezeu. Și acest lucru este esențial. Paul se afla sub stăpânirea Harului, Harul lucra în el, dar recunoaște în același timp că în fiecare dintre noi
există o lege a păcatului care lucrează, care obține efecte. Iubiți credincioși, realitatea este că în fiecare dintre noi există o înclinație spre rău. Iar atunci când nu suntem atenți la faptele noastre, atunci putem fi în stare de lucruri rele, chiar foarte rele. A nu recunoaște această vulnerabilitate înseamnă să nu ne dăm seama de ceea ce înseamnă păcatul și de efectele sale distrugătoare. Pentru că păcatul în sine produce moarte. O imagine deosebit de importantă, când Dumnezeu îl avertizează pe Cain cu privire la pericolul care îl paște, îi spune așa: dar dacă nu faci binele, păcatul stă cuibărit la ușă. El caută să te domine, dar tu trebuie să-l stăpânești. Aici ne ajută iarăși foarte mult limba ebraică, pentru că în ebraică textul ar suna așa: păcatul stă tolănit la ușă. Acolo e un participiu, robeț, de la verbul ebraic rabaț, care înseamnă a sta tolănit, a sta întins, așa, aproape plictisit undeva. Dar termenul acesta, robeț, amintește de un personaj din mitologia acadienilor, acadienii fiind o importantă civilizație din Mesopotamia antică, unde era un demon pe nume Rabițu. Iar acest demon, Rabițu, în mentalitatea acadienilor, era tolănit la poarta locuințelor pentru a aduce boli sau, mă rog, efecte nedorite și pentru a lua în stăpânire pe locuitorii casei. O imagine extrem de sugestivă, pentru că la ușa inimii noastre, la ușa casei tale, acest Rabițu, acest demon, această forță a răului, stă acolo și are toată răbdarea din lume. Așteaptă ca tu să nu fii atent la ușa casei tale și așteaptă să intre acolo pentru a transforma viața ta într-un infern. Cât de important este să ne păzim ușa inimii. Părinții pustiului aveau o regulă și spuneau, învățau pe tinerii novici: lovește șarpele când este la ușa chiliei tale, pentru că dacă va intra în chilia ta, bătălia va fi infinit mai grea. Cât de important este să fim atenți la acest lucru. Și încă un lucru: coboară în sufletul tău, privește în sufletul tău și vezi în care aspecte ale vieții tale păcatul este stăpân peste tine, te domină. Încearcă să identifici acel rău care te afectează în mod deosebit. Spun cei din Orient, părinții din Orient: cine își vede păcatul propriu este mai mare decât cel care înviază morții. Cine își vede păcatul propriu este mai mare decât cel care a văzut îngerii. Și aș dori să închei pe un ton pozitiv. Și ca să fie chiar pe un ton pozitiv, e vorba de o istorie care vorbește despre o orgă. Într-un palat, spune această istorie, stăpânul palatului a hotărât la un moment dat să construiască o orgă cu fluiere. Această orgă suna acolo în fiecare zi, în palat, iar sunetul fluierelor străbătea culoarele palatului, încântând auzul tuturor acelor care locuiau acolo și lucrau cu armoniile acelea cerești, divine. Era, să spunem, cea mai importantă piesă de mobilier din casă. Era încântarea tuturor. Orga aceasta a funcționat ani și ani de zile, până ce la un moment dat s-a stricat. Iar stăpânul palatului a chemat
pe cei mai pricepuți meșteri ca să repare orga, dar niciunul n-a reușit să o repare. În cele din urmă, într-o seară, vine la poarta palatului un om și zice: am auzit că ai o orgă stricată, aș vrea să o repar. Omul avea așa un aspect care nu dădea prea mare încredere și stăpânul n-ar fi voit să-l primească, dar a zis: oricum, nimeni n-a reușit să repare orga, îl lăs pe el. Și acest om a mers și după câteva ore de lucru, orga răsuna din nou, ca odinioară, iar armonia muzicii a umplut din nou întregul palat și toată lumea era entuziasmată. Și stăpânul palatului a mers la acest om și l-a întrebat: spune-mi, cine ești? Cum de-ai reușit să repari orga? Și el a spus: eu sunt constructorul orgii. Aceasta este o parabolă despre om. Aceasta este o parabolă despre tine. Acea orgă care răsună armonios, minunat, ești chiar tu. O făptură pe care Dumnezeu a creat-o ca o făptură minunată, frumoasă, bună, dreaptă și plină de armonie interioară. Poate că păcatul ți-a distrus armonia din interior. Poate că păcatul a făcut să plece departe de tine bucuria și pacea sufletească. Întoarce-te la Dumnezeu, Cel care te-a creat. El poate să readucă în sufletul tău armonia. Iisus Hristos poate să ierte păcatul tău și poate să te facă din nou un om fericit. Biserica ne pune la dispoziție taina minunată a reconcilierii, prin care putem să privim în noi, să recunoaștem ceea ce este rău în noi, să mărturisim ceea ce este rău în noi și să ne întoarcem la Domnul. Încrede-te în Dumnezeu. Încrede-te în El că te așteaptă cu brațele deschise. El vrea să readucă în sufletul tău pacea și armonia. Oare cât vei mai rămâne departe de El? Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul ascultă rugăciunea celui care își recunoaște fățărnicia și contradicțiile propriei conduite morale. Să ne rugăm spunând împreună: iartă, Doamne, păcatele noastre. Pentru că apelul Sfântului Părinte în favoarea vieții, libertății și a păcii să fie primit în biserică și în lume ca o adevărată propunere de valori umane, capabile să inspire angajarea noastră morală, să ne rugăm. Pentru ca prin inspirația Duhului Sfânt, episcopii să afle curajul de a propune bisericilor linii pastorale, începând de la marginalizările și sărăcia prezente în rândul creștinilor, să ne rugăm. Pentru ca legile și tradițiile umane să nu se opună planurilor lui Dumnezeu, care adesea depășesc programele noastre, să ne rugăm. Pentru ca suferința persoanelor bolnave, singure și dezavantajate, să trezească în comunitatea creștină adunată în jurul Euharistiei răspunsuri concrete de caritate și solidaritate, să ne rugăm.
pentru că apostol pe care Evanghelia îl aseamănă cu așteptarea mirelui să ne pregătească la o mărturie mai concretă de credință și de iubire, să ne rugăm. Pentru ca bucuria dată nouă de Iisus la această liturghie să ne ajute să fim credincioși față de datoriile noastre de creștini, să ne rugăm. Trezește, Doamne, conștiința noastră leneșă și adormită de păcat și dă-ne harul ca, primind judecata cuvântului Tău referitor la incoerențele noastre, să trăim într-o manieră tot mai responsabilă angajarea credinței, prin Hristos, Domnul nostru. Îți oferim, Doamne, pâinea, roada pământului și al muncii noastre. Și ți-aducem mulțumire. Îți oferim, Doamne, vinul, roada viței de vie și al trudei omului. Și ți-aducem mulțumire. Îți oferim, Doamne, viața, darul bunătății tale și rodul grijei noastre. Și ți-aducem mulțumire. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Spre lauda și mărirea numelui Său și spre folosul nostru și al întregii Sfintei Sale. Îți oferim, Doamne, jertfa acestui timp de post și te rugăm ca prin puterea ei inimile noastre să fie plăcute înaintea Ta și tot mai generoase în înfrânare prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Sus inimile, le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu. Tu spre mântuirea fiilor tăi ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să râvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm zicând fără încetare. Sfânt e, Sfânt e Domnul Sabaot, plin este cerul, cerul și pământul de mărirea Lui. Hosana, Hosana, Hosana în înaltul cerului. Hosana, Hosana în înaltul cerului. Bine
adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru și Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din vecii ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amen. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău.
aduceți-vă pacea. Iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune-mi numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. La mine toți, voi cei care strudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți, și eu vă voi înviora, veniți la mine. Eu singur știu tot ce vă doare, și numai eu pot să vă ajut în lupta grea vieții voastre. Eu singur pot să vă fiu scut și rana grea a neputinței o pot ușor tămădui, iar pacea sufletelor voastre numai la mine o veți găsi. Veniți la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți, și eu vă voi înviora, veniți la mine toți. De atâtea ori pe drumul vieții v-ați frânt în chinuri și nevoi, de atâtea ori al vostru suflet a stat în noapte și noroi, iar lumea crudă, fără milă, v-a apăsat și v-a lovit, încât și inima și dorul vi
s-a uscat, s-au istovit. Veniți la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți și eu vă voi înviora, veniți la mine toți. Eu știu ce înseamnă suferința, eu știu ce înseamnă spinul crud, căci bezna, frigul, sărăcia erau în grajdi când m-am născut. Trădarea grea am îndurat-o, obrazul meu a fost lovit în ceasul trist al încercării. Am fost uitat și părăsit. Veniți la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți și eu vă voi înviora, veniți la mine toți. Puterea mea asupra morții l-a scos pe Lazar din mormânt, tâlharul lui din dreapta crucii i-am dat un loc în cerul sfânt. Pe orbi eu i-am făcut să vadă, bolnavilor le-am dat putere, Mântuitorul omenirii, eu sunt și astăzi ca și ieri. Veniți la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți și eu vă voi înviora, veniți la mine celor aleși, tu ești pâinea coborâtă din cer. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Tu ești păstorul cel bun, iar noi suntem turma. Tu-ți dai viața pentru oile tale. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Tu ești lumină în întunericul acestei lumi, tu ești calea, adevărul și viața. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Tu ne conduci pe calea paradisului, tu ești cheză și a vieții viitoare.
rugăm. Dumnezeule atotputernic, te rugăm, dă-ne harul ca participarea la această taină sfântă să ne curețe de orice păcat și să ne pregătească să primim tămăduirea pe care iubirea Ta ne-o dăruiește prin Hristos Domnul nostru. Amen. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu. Consfințire către inima dumnezeiască a lui Iisus. Preabunule Iisuse, Mântuitorul neamului omenesc, privește spre noi cei care îngenunchem cu smerenie înainte altarului Tău. Suntem ai Tăi, voim să fim ai Tăi și ca să fim mai strâns uniți cu Tine, astăzi fiecare dintre noi se consfințește de bunăvoie inimii Tale preasfinte. Mulți nu Te-au cunoscut niciodată, mulți au disprețuit poruncile Tale și s-au lepădat de Tine. Fie-ți milă și de unii și de alții și atrage-i pe toți la inima Ta preasfântă. Doamne, fii Regele nu numai al credincioșilor care nu s-au îndepărtat niciodată de Tine, ci și al fiilor rătăciți care Te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească pentru a nu pieri de lipsă și de foame. Fii Regele acelora pe care i-au înșelat părerile greșite și al acelora pe care i-a dezvinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului și al unirii în credință, ca în curând să nu mai fie decât o singură turmă și un singur păstor. Dă, Doamne, bisericii Tale o libertate sigură și fără pienici. Dă tuturor popoarelor liniștea bunei orânduiri și fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas, lăudată să fie dumnezeiasca inima lui Iisus, care ne-a dobândit mântuirea. Ei să-i aducem slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Preasfântă inima lui Iisus! Preasfântă inima lui Iisus! Preasfântă inima lui Iisus! Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău! Poporul tău să-ți aducă necontenit mulțumiri, Dumnezeule îndurător, pentru lucrările tale minunate și urmând în timpul călătoriei sale pământești rânduielile ce vin din vremuri străvechi, să merite a ajunge la vederea ta veșnică prin Hristos Domnul nostru. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru odihna veșnică a răposatului Ionuț, pentru ca Dumnezeu să-L învie în ziua de apoi și să-L așeze în rândul sfinților și aleșilor Săi. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus și ai învins prin ea dușmanul pe cele ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal îi reînvii pe aceia care pierdeară-și harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta și atunci când vei veni la nuntă voioși te vom întâmpina. Primește-ne na ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-L vedem pe Tatăl ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorul tău, Iisuse, care din lume a plecat, condu-L în veșnica lumină să te slăvească neîncetat. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția ta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășune verzi, mă conduce la apă de odihnă, îmi înviorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte, de dragul numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău. Căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei, îmi unge capul cu undele și paharul mă e plin de sere varsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului cu
până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția ta. Doamne, îndură-te de el. Hristos, îndură-te de el. Doamne, îndură-te de el, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Să ne rugăm, pleacă-ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletul slujitorului Tău, Ionuț, pe care L-ai chemat din această lume, la loc de lumină și de pace, și să-L unești cu mulțimea Sfinților Tăi, prin Hristos, Domnul nostru. Odihna cea veșnică dă-i o Lui, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să-I strălucească, să se odihnească în pace. Amen. Bunătele calvar, cine mare plânge amar, plânge Maica Domnului, lângă crucea Fiului, plânge Maica crucea Fiului. Căci pe cruce răstignit moare Fiul Său iubit, moare Fiul omului și Stăpânul cerului, moare Fiul omului și Stăpânul cerului. Odihna veșnică dă-i o Lui, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să-I strălucească, și lumina cea fără de sfârșit să-I strălucească.